Polițiștii locali din Timișoara au dat amenzi aspre în valoare de 215.000 de lei pentru abandonul de deșeuri, mobilă uzată, obiecte sanitare, haine vechi și alte resturi depozitate pe terenuri virane sau între blocuri. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au continuat în ultima perioadă verificările privind modul în care persoanele fizice sau juridice respectă legislația referitoare la gestionarea deșeurilor. Astfel, în ceea ce privește abandonul de resturi pe domeniul public, au fost aplicate în ultimele două luni un număr de 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 215.000 de lei privind regulamentul de salubrizare acolo unde cantitățile abandonate au fost mai mici și privind regimul deșeurilor în cazurile în care cantitățile au fost mai mari. Spre exemplu, un bărbat a abandonat pe un teren de pe strada Grigore Alexandrescu mai multe resturi, fiind sancționat cu 15.000 de lei. O femeie a abandonat pe strada Zefirului obiecte uzate precum o canapea a fotoli un vas de toaletă, fiind sancționată cu 30.000 de lei, iar o alta a fost sancționată cu 45.000 de lei, deoarece a abandonat tot aici deșeuri rezultate din debarasarea unui subsol dintr-un imobil de pe strada Azuga. Un alt bărbat care a abandonat pe strada Tapia mai multe obiecte de mobilier a fost de asemenea sancționat cu 30.000 de lei. Poliția locală Timișoara atrage atenția că va continua să ia măsuri de sancționare drastică în cazurile de abandon de deșeuri, deoarece din cauza unor astfel de depozitări se pot crea rampe clandestine de deșeuri, un adevărat pericol pentru mediul înconjurător și implicit pentru ceilalți cetățeni. Transmit reprezentanții poliției locale Timișoara.